Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Voi face o sugestie pe care am primit-o chiar astăzi în comentariile voastre și anume vom vedea în legătură cu patru persoane diferite din viața dumneavoastră. De data aceasta am să vă rog să nu vă rezumați la iubire pentru că voi încerca pe cât posibil să fac această etalare să nu rezoneze cu iubirea sau să fie cât mai puțin despre iubire ca să vedem și alte arii ale vieții. Aici va fi vorba despre patru persoane diferite din viața dumneavoastră. Pot să fie frați, pot să fie mame, pot să fie prieteni, colegi de muncă, cunoștințe de la care nu ați mai auzit nimic sau se comportă ciudat sau orice de această natură. Alegeți pentru fiecare persoană câte un pachet, da? Această etalare este menită să vă servească cu toate cele patru etalări pe fiecare dintre voi. Astfel încât voi, pentru fiecare persoană despre care aveți curiozități, alegeți câte o variantă, de exemplu, pentru un coleg sau o colegă alegeți o variantă, pentru un frate alta, pentru și tot așa. Și vă sugerez să ascultați toate variantele, tocmai pentru că vă pot ajuta cu mai multe clarificări în legătură cu persoanele din jurul vostru, ce gândesc despre voi, respectiv atitudinea pe care o manifestă, de ce, vede mai multe întrebări pe fiecare persoană în parte, în funcție de situație. De asta zic, nu pot să zic că am o structură neapărat gândită dinainte, dar vom face tot posibilul să aflăm cât mai multe informații despre fiecare persoană. Încă un lucru aș vrea să-l anunț, dacă aveți nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Nu uitați că dacă doriți o etalare personală pentru anul următor, începând din luna ianuarie până în decembrie, o etalare pe tot anul, cam cum fac etalările pe zodii, cam așa va fi și etalarea voastră personală, da? Doar că, desigur, mult mai lungă și cu fiecare lună frumos ordonat pe rând, așa. Și găsiți detaliile pe site sau mă puteți contacta pe WhatsApp. Bun, să începem. Varianta 1, persoana numărul 1, da? Persoana numărul 2, persoana numărul 3 și persoana numărul 4. Dacă aveți nevoie de mai mult timp pentru a decide pentru fiecare persoană în parte, vă sugerez să puneți pauză la videoclip și vă puteți alege în ritmul vostru. Eu voi începe cu varianta 1. Da, opa. Voi încerca să fac un turn ca să pot să le iau în ordine și să nu le stricăm noi ordinea pe aici, da? Și atunci, voi folosi un pachet de oracol pentru energia persoanei dumneavoastră, persoanei de care voi întrebați, indiferent că este șef, coleg, verișor, ce vreți voi să fie, vecin. Și cred că trebuie să mai ajustez așa poziția, că stă un pic ciudat. Aici aveți de face cu o persoană care a trecut prin foarte multe suferințe în viața sa. Nu vreau să iau apărarea acestei persoane, dar sincer, cred că aici aveți de face cu o persoană care a avut de trecut încă din copilărie prin destul de mari provocări în legătură cu viața sa. Aici puteți observa cum această persoană poate să fie mai înaintată în vârstă, dar rănile pe care le-a acumulat această persoană în copilărie încă o afectează comportamentul său și acum. Deci, în momentul acesta, în momentul în care întâlniți această persoană, vă puteți da seama din felul în care se comportă că este mai retrasă, un pic mai dură, mai răutăcioasă, nu neapărat cu lumea din jur. Cum să zic? Nu e o persoană care vrea răul, dar este un fel de a se exprima la aceste persoane care fac ce persoana să pară mai rea decât este de fapt. Nu cred că este o persoană rea aici. Aici cred că este doar o persoană care a suferit mult și care a fost forțată să-și pună ca un fel de mască pentru a se proteja, pentru a părea mai dură, pentru a părea o persoană fără emoții, fără sentimente, fără să mai poată să fie rănită de persoane din exterior. Această persoană de foarte multe ori nu prea este foarte caldă în exprimări, nu oferă foarte multe gesturi. Pentru unii dintre voi este posibil ca această persoană nici să nu zâmbească prea des. Această persoană
Pentru unii deja a dezvoltat, pentru alții va dezvolta pe viitor afecțiuni cardiace. E o persoană foarte calculată, foarte organizată. E o persoană care nu spune foarte multe despre viața sa și încearcă să fie atent la fiecare ca să vadă exact fiecare persoană ce intenții are. Nu e o persoană care se deschide și nu este o persoană care așteaptă ajutorul celorlalți. Este o persoană care a fost învățată să se descurce de una singură. În momentul în care se simte amenințată această persoană de cineva, atunci această persoană aș putea spune că întotdeauna dă replici destul de acide și caută cumva să facă persoana să se simtă ca și cum ceea ce face nu-i bine. Dar este un mecanism de apărare, nu vreau să iau apărarea sau ceva, dar trebuie să știți, mă rog, este vorba de a ști multe despre persoanele din viața voastră. Deci am să vă rog să țineți cont de asta, da? Sincer, pare o persoană relativ realizată și foarte victorioasă, pare că își reușește tot ceea ce își propune, desigur cu multă muncă, pentru că nu i-au picat lucrurile din cer, dar persoana asta din exterior se vede ca un războinic. Dacă reușiți să cunoașteți această persoană cu adevărat, este o persoană extrem, extrem de rănită. De aceea, poate de multe ori, simte nevoia să vină cu replici acide, destul de dure, destul de critice. Nu neapărat o face pentru, nu știu, că mi s-a pus pata pe cineva. Persoana efectiv nu se simte în siguranță, nu se simte apreciată. Nu cred că este atât de mult dorința de a obține validare, dar în momentul în care credibilitatea, autoritatea, libertatea într-o oarecare măsură a acestei persoane este pusă într-o oarecare nu știu cum să zic, problemă, atunci persoana reacționează. Nu este o persoană care caută să se dea mare atenție, nu este, dar este o persoană cu personalitate și o energie foarte puternică. De asta de foarte multe ori persoana asta o puteți compara destul de mult cu un războinic sau o războinică. De ce? Pentru că această persoană are nevoie să pună această mască pentru a se simți în siguranță. Prezența figurii paterne poate să fie foarte slabă. Să fi fost foarte slabă în copilăria acestei persoane și atunci pentru această persoană acel sentiment de siguranță nu a fost acolo atunci când ar fi trebuit să fie la niște vârste mai fragede și asta a făcut această persoană să devină extrem de dură și un pic mai războinică decât ar trebui. Este o persoană care a trecut prin destul de multe schimbări materiale. Este o persoană care cu siguranță nu cred că s-a născut cumva privilegiată, nu cred că neapărat vine dintr-o familie înstărită sau și dacă se poate să fie cazul de o familie înstărită, fie este cumva o avere construită de această persoană, fie nu i s-a dat acces la ea și nu i se va da ceva de genul, pentru că această persoană știe să-și păstreze această aură de războinic și de putere, dar fără să vină de la, nu știu, fără să fie primite din familie sau primite pe nemeritat sau ceva de genul. Nu văd cazul la această persoană de așa ceva. Cred că această persoană a luptat pentru tot ceea ce are. Fiecare lucru. Deci nu cred că această persoană vine dintr-un mediu în care cineva să-i fi zis nu știu, uite aici o bomboană că mi-e drag de tine, uite aici nu știu ce cadou că, nu știu, pur și simplu vreau să ți-l dau. Nu cred că această persoană a experimentat asta. Și de asta are și nevoie să se protejeze, pentru că această persoană și în momentul în care cineva vine cu ceva benefic, de foarte multe ori trebuie să stea să analizeze dacă nu cumva e ceva care nu este atât de sincer. Ok.
cine este această persoană, de fapt. Persoana îmi pare să fie destul de comunicativă. Este o persoană care poate să fie mai mereu la extreme, în sensul în care niciodată nu o să vedeți această persoană, nu știu, cum să zic, nu o să vedeți niciodată această persoană la mijloc. Această persoană întotdeauna fie va fi foarte în față, în fața tuturor, fie va fi în spate și nu va fi recunoscută de nimeni. Nu văd, deci nu văd energia ca și cum ar fi persoane diferite și pentru unii iese persoana în față și pentru alții stă în spate. Nu, este vorba de aceeași persoană, dar care are două laturi ale sale total diferite. Nu cred că persoana este bipolară, cred că persoana reacționează în funcție de cum vede persoanele din jur. Dacă persoana se simte primită într-un mediu, atunci persoana este foarte vizibilă, persoana este foarte implicată în tot ceea ce se întâmplă și caută să fie cât mai implicată, dar în momentul în care această persoană vede foarte multă răceală și foarte multă lipsă de interes, această persoană devine foarte inhibată și nu scoate niciun cuvânt. De asta zic aici, persoana asta nu văd să fie genul de persoană care să nu fie interesată de nimic sau care să nu vrea să ajute pe cineva. Din contră, cred că este o persoană care este dornică să o ajute pe alții, dar atunci când vine vorba de a primi ajutor, este o persoană care nu știe să primească foarte bine ajutorul. Deci, dacă voi vreți să veniți cu un ajutor către această persoană, pregătiți-vă să fiți analizați pe toate părțile, să fiți întors și pe față și pe dos de 10.000 de ori, ca această persoană să se asigure că intențiile dumneavoastră într-adevăr sunt clare și într-adevăr sunt bune pentru această persoană, pentru că pur și simplu este vorba de experiențele trecute pe care această persoană nu a reușit să le asimileze în totalitate. Dar nu văd să fie ceva personal cu voi, nu văd să fie ceva negativ în legătură cu voi, anume, nu cred că persoana, cel puțin până în punctul ăsta al etalării, nu văd ca persoana să aibă ceva neapărat în legătură cu voi. Aici persoana pare să aibă niște inclinații muzicale, de asemenea, cred că această persoană poate să aibă un ton relativ plăcut. Ce aș mai putea spune aici este că această persoană are o aură extrem de artistică. Deci și dacă această persoană nu cântă, fie poate scrie destul de bine, fie, nu știu, are o abilitate de a povesti, poate avea o abilitate de a, nu știu, intona poezie, de a cânta la un instrument sau din voce sau ceva de această natură, dar această persoană nu o văd să fie pur și simplu, cum să zic, rece și calculată. Această imagine de rece și calculată este pentru persoanele care nu cunosc foarte bine persoana asta. Dar pentru persoanele care cunosc foarte bine persoana asta, se vede destul de clar că această persoană are niște inclinații foarte, foarte, foarte artistice. Persoana asta nu cred că reușește foarte bine să se organizeze, de aceea această persoană poate lucra în valuri și de aceea și comportamentul persoanei poate să fie în valuri. Dar nu mi-a... Deci, pentru unii dintre voi o să vi se pară că aici vorbesc de două persoane diferite, dar nu e vorba de două persoane diferite. Ori voi nu cunoașteți suficient de bine persoana asta, ori nu știu ce să vă zic, dar aici e vorba de aceeași persoană care are două atitudini total diferite și care pentru unii dintre voi poate părea ca și cum ar fi două persoane total diferite, dar nu văd bipolaritate, văd efectiv răspunsul persoanei la energie. Atâta tot. Ok. Ce gândește persoana despre voi? Sincer, aici persoana nu prea are încredere în voi. Poate să fie și din cauza faptului că această persoană nu prea reușește să aibă încredere în nimeni, nu cred că este ceva personal, dar această persoană, dacă consideră că voi faceți o mișcare un pic ciudată, această persoană vrea să se pregătească din timp și să se asigure că vă are la mână cu ceva. Nu zic pentru a vă stârni și pe voi, ci pentru a fi precauți, pentru că dacă voi nu sunteți clari cu această persoană, s-ar putea să vă treziți că această persoană face ceva ca și cum să vă, nu știu, să vă afecteze, să vă aibă la mână cu ceva. De asta zic, atenție foarte mare, nu cred că persoana e prefăcută, deși foarte mulți o să aveți tendința să considerați asta, este pur și simplu o persoană care caută să se asigure
că nu va fi niciodată trasă în jos de persoanele din jur. Este o energie care, trebuie să recunosc, a trecut prin multe și nu cred că este... Nu cred că toate lucrurile prin care a trecut această persoană sunt procesate. Legate foarte multe lucruri, această persoană încă se află în fază de negare, dar, sincer, cred că au fost foarte multe lucruri în viața persoanei. Deci nu cred că este doar o situație sau două mai semnificative în viața persoanei și apoi gata, nu, aici e ca și cum ar fi fost câteva romane întregi până în momentul de față. Bun. Persoana este destul de împlinită. Această persoană poate să fie un lider la locul de muncă, poate să fie un freelancer, poate să fie o persoană care lucrează pentru sine. De asemenea, aici aș putea spune că este o persoană care este realizată la nivel financiar, dar nu se simte realizată la nivel sufletesc. E ca și cum a realizat multe, e conștientă această persoană că a realizat multe, dar nu reușește să se bucure de lucrurile pe care le-a realizat. Este ca și cum această persoană a trebuit să aleagă între a fi cu alte persoane și de a-și crea un grup și de a fi de succes de una singură și s-a ales pe sine și acum se simte destul de dezamăgită în legătură cu faptul că nu are cu cine să împărtășească toate realizările, toate experiențele sale de viață, dar de foarte multe ori consider că și această persoană are tendința de a se retrage foarte mult față de persoanele pe care le întâlnește. De asemenea, este foarte dificil pentru această persoană să-și creeze prietenii de lungă durată, pentru că de foarte multe ori această persoană are senzația că toată lumea are ceva cu ea. Nu este ceva care să fie personal cu cineva anume, ci pur și simplu este un mecanism de apărare încă o dată. Atitudinea asta față de voi, acum, în momentul ăsta, sincer aici cred că persoana asta se așteaptă ca voi să faceți ceva negativ. Persoana se așteaptă ca voi să vreți să îi faceți un rău. De aceea persoana poate să se pregătească, poate să-și ascundă un fel de armă secretă, bine, e un mod ciudat de a spune, dar este ca și cum persoana asta o să caute tot felul de lucruri cu care să vă prindă că ceea ce faceți pentru această persoană nu e ok sau nu e la fel de ok cum faceți pentru alte persoane. Persoana este o persoană, din nou, foarte implicată, foarte orientată spre împlinire, spre idealuri mari, îi place foarte mult să ajute, să susțină alte persoane care nu sunt la același nivel, dar este o persoană care efectiv se teme ca ea să ajungă în ipostaza în care să aibă nevoie de ajutorul cuiva, iar pentru asta este destul de dificil să interacționați cu această persoană. Nu cred că este o persoană aici care neapărat va vrea răul pentru că n-are ce face. Aici aveți de-a face cu o persoană care pur și simplu nu este în acel spațiu ca voi să încercați să vă apropiați prea mult de ea. Este bine ca voi să vă păstrați distanța față de această persoană, dar nu într-o manieră, nu știu, cum să zic, negativă sau rea sau ceva de această natură. Pur și simplu este vorba de a nu forța ajutorul, pentru că această persoană are nevoie ca din partea voastră să vadă un fel de detașare pentru a reuși să analizeze, să testeze, pentru că persoana asta este foarte mult în gândurile sale, are nevoie să analizeze și să testeze faptul că ceea ce spuneți voi este pe bune, faptul că intențiile voastre sunt pe bune, iar în momentul în care această persoană va considera că, într-adevăr, lucrurile sunt benefice pentru el sau ea, această persoană va veni către voi și vă va cere ajutorul. Nu este o persoană care cere ajutorul foarte ușor. Nu e o persoană care cere ajutorul din orice. Deci, în momentul în care această persoană vă va cere ajutorul, aici este deja destul de clar că este un nivel de încredere pe care voi l-ați câștigat din partea acestei persoane. Dar până atunci vă recomand să nu încercați să-i depășiți limitele personale de a accepta ajutorul, pentru că nu o să faceți bine. Și aici pot interveni niște conflicte inutile. Bun.
Pentru varianta numărul 2, aici veți te face cu o persoană destul de retrasă emoțional. Două secunde. Bine, pentru unii dintre voi aici este vorba de o persoană care face parte din trecutul vostru. Pentru unii dintre voi, această persoană deja s-a detașat de voi, deci există o înaintare peste toată această situație. Poate să fie o simplă colaborare sau o prietenie pe care ați avut-o cu această persoană, dar sincer, persoana nu îmi pare foarte orientată către voi. Deci nu vă gândiți că această persoană de-abia așteaptă să vorbească cu voi sau că se gândește atât de mult la voi sau că se stresează foarte mult în legătură cu voi sau că e interesată de ceva în legătură cu voi, pentru că nu văd acest lucru. Văd din contră că această persoană caută să evite, caută să se retragă și caută să... nu știu cum să explic. Să nu se implice. Această persoană are niște obiective destul de puternice, destul de mari, destul de frumoase, dar problema acestei persoane de multe ori este că nu știe ceea ce lasă în urmă și ceea ce riscă dacă se duce pe anumite căi. Această persoană este foarte orientată de visele sale, de visurile, pardon, e mai corect așa în cazul acesta. Este o persoană care se lasă ghidată de obiectivele pe care le are, de dorințele pe care le are, dar de foarte multe ori felul în care face acest lucru este un mod, este un fel care practic îndepărtează persoanele care i-au fost alături atunci când era mai dificil. Este o persoană care își amintește cu drag de persoanele care au fost alături în momente dificile, dar nu este genul de persoană care rămâne alături de ele după ce trece de momentele dificile. Deci, da, dacă voi ați avut vreo legătură cu această persoană, a fost în momentul în care această persoană, dintr-un motiv sau altul, a avut nevoie de voi, nu prea văd această persoană să mai considere că ar avea nevoie de voi, nu știu dacă într-adevăr mai are sau nu mai are, poate să fie pur și simplu că s-a pierdut contactul și atunci această persoană nu are neapărat în acest moment o părere formată despre voi, dar... Sincer, la cum văd, această persoană este destul de orientată către propria sa viață și nu prea vă văd parte din ea. Își duce aminte de voi, se gândește din când în când la voi, dar nimic în sensul de a relua o conexiune, de a conversa, de a comunica, de a păstra o legătură chiar și numai amicală sau ceva de genul. Nu văd acest interes. Da, aici e vorba de persoana care s-a realizat. O persoană care a muncit din greu, o persoană peste 30 de ani, la cum îmi pare. Este o persoană care, chiar o zice, peste 35-40 pentru unii dintre voi. Dar aici avem de-a face cu o persoană care încă poate avea reacții foarte emoționale. Și niște reacții la care n-ați ști cum să răspundeți dacă ați contacta și dacă ar fi să contactați această persoană. Am 6 de cupe de două ori, deci o conexiune trecută cu această persoană
este mai mult întărită, dar dacă vreți într-adevăr să interacționați cu această persoană, da, puteți să-i trimiteți un mesaj, dar vă avertizez că la cum stau lucrurile, această persoană pare mai degrabă să aibă un comportament destul de schimbător și ciudat și s-ar putea isca un conflict foarte rapid din momentul în care se inițiază comunicarea. Nu văd persoana să fie stabilă din punct de vedere mental. Nu văd persoana să aibă o claritate mentală. Persoana asta doar are obiective și fuge. Motivul pentru care această persoană poate realiza foarte multe într-un termen foarte scurt sau este foarte organizată sau este, cum să zic eu, pare ca și cum are toate lucrurile în viață deja aranjate, este pentru că fuge foarte mult de ceea ce simte și chiar propriile gânduri de multe ori prin a face lucruri fizice care să țină persoana ocupată și care să nu o lase cumva prea mult să se gândească asupra lucrurilor prin care trece. Deci aici nu avem de-a face cu o persoană care stă să analizeze lucrurile, cu toate că seara poate avea probleme foarte mari de somn pe tema asta, pentru că atunci rămâne cu gândurile sale și nu reușește să facă nimic altceva și ar vrea să doarmă și nu poate din cauza gândurilor, dar pe timpul zilei face tot posibilul această persoană să se țină ocupată și să nu-și ofere foarte mult timp pentru a gândi și pentru a analiza lucrurile. Asta de foarte multe ori se transmite prin această persoană efectiv neavând o părere despre nimic. Aici este ca un fel de însingurare, dar însingurare aleasă de această persoană, pentru că nu vrea să fie trasă înapoi de persoanele din trecut. Aici este vorba de o persoană care se teme să ajungă în același stadiu din care a plecat. Este o persoană care se teme foarte mult să nu rămână fără posesii materiale. Este o persoană care poate pune accentul foarte mult pe cunoștințe, dar cunoștințe la nivel de abilități, nu neapărat la nivel de, nu știu, a se cunoaște pe sine atât de mult pe cât pretinde sau consideră că se cunoaște. Aici această persoană va realiza toate lucrurile astea, dar trebuie să ajungă să dea de un stâlp destul de dur și destul de mare ca să reușească să vadă exact lucrurile cum stau și din punctul ăla să înceapă să-și ducă un stil de viață mai echilibrat, dar acum, sincer, este o viață ordonată, dar nu echilibrată. Este o viață organizată, dar nu împlinită. De asta zic, da, persoana asta are foarte multe realizări, dar până la urmă această persoană știe doar că vrea să ajungă să fie recunoscută, știe că vrea să ajungă să aibă, nu știu, de exemplu, extrem de mulți bani sau să aibă un renume foarte puternic, dar în afară de asta nu pot să zic mai nimic despre această persoană, pentru că efectiv e ca și cum această persoană în primul rând nu se ascultă pe sine, n-are cum să vă asculte pe voi, n-are cum să asculte pe altcineva. Această persoană nu prea spune că are prietenii doar de dragul de a avea prietenii, aici se bazează pe schimburi și nu mă refer la schimburi energetice, e vorba de schimburi monetare și de informații. Deci această persoană se va înconjura doar de persoanele care au anumite informații care sunt utile într-un anume moment. Această persoană, în momentul în care voi nu știți sau nu sunteți interesați de domeniul care ce interesează această persoană în respectivul moment, brusc se detașează de voi și nu înțelegeți de ce, cu toate că știți că nu s-a întâmplat nimic în mod special. Dar da, ăsta este stilul persoanei. Așa, bun. Atitudinea asta față de voi. Această persoană față de voi se vedea tot știutoare și că știe mai multe și că știe mai bine și că
are o viață mai ordonată, mai organizată, deci voi ar trebui să țineți cont de ceea ce spune această persoană, pentru că pur și simplu această persoană este atotștiutoare și voi ar trebui să tratați această persoană ca un fel de zeu sau ceva de genul. Această persoană este ca și cum ea consideră că vede toate posibilitățile și toate situațiile exact unde duc. Este o persoană care, da, are experiență în anumite domenii, dar poate avea o vârstă mai înaintată față de voi și voi. Poate să fie o diferență destul de mare de vârstă între voi și această persoană, într-adevăr, dar nu cred că această persoană conștientizează că voi n-aveți nevoie de sfaturile ei. Voi n-aveți nevoie să vi se zică încotro să mergeți, voi n-aveți nevoie să vi se zică ce să faceți. Și asta, dacă îi spuneți asta persoanei, nu va accepta. Bun. Hai să vedem. Sincer, aici poate să fie un fel de colaborare pe care să o duceți, care vă duce la transformarea voastră destul de mult. Dar atenție că vă va inhiba foarte mult din energia feminină și va trebui să lucrați cu această persoană strict dintr-o energie foarte masculină. De ce? Pentru că această persoană are o energie foarte dură, foarte brutală, foarte, aș zice, aproape grotescă. În contextul în care voi lucrați într-un spațiu de energie feminină, această persoană tot ce va face va fi să vă facă să vă simțiți ca și cum ați fi nesemnificativ și că nu e adevărat și că nu e reală perspectiva voastră, pur și simplu este ca și cum această persoană are senzația că ea deține adevărul suprem și atâta. Nu poate exista nimic în afară de asta. Voi dacă veniți cu o idee mai creativă sau outside the box, atunci această persoană va avea grijă să specifice foarte clar de ce nu e bună și de ce nu e bine și de ce voi trebuie să-i argumentați, voi trebuie să-i explicați că de ce ide că ideea asta nu merită și nu e bună și orice ați încercat voi să explicați, această persoană efectiv nu va fi auzit. Deci dacă voi în prezent lucrați cu această persoană, mult succes pentru că vă va trebui. Sincer, aici va fi un fel de decizie foarte importantă pe care voi va trebui să o luați în legătură cu această persoană, dacă mai aveți cumva o legătură în prezent, și dacă să vă îndepărtați de acest proiect, de această activitate cu această persoană sau nu. Sincer, aici văd că va exista într-adevăr o tentație extrem de mare din partea voastră să vă îndepărtați și voi cu totul, dar e decizia voastră până la urmă. Ok, la ce vă puteți aștepta din partea acestei persoane pe mai departe? Va exista o comunicare din partea acestei persoane, dar o comunicare care foarte ușor va duce la o ceartă. Sincer, aici depinde de voi de cum aveți de gând să luați lucrurile, pentru că unii dintre voi veți alege să vă îndepărtați de această persoană și pe bună dreptate vă înțeleg, vă văd exact energia și de ce alegeți să faceți lucrul acesta. Pentru alții dintre voi, văd că o să vă străduiți să faceți lucrurile să meargă, dar un pic de atenție v-aș sugera. De ce? Pentru că voi trebuie să vă schimbați perspectiva asupra situației și să, din nou, să intrați într-o energie mult mai masculină. Voi trebuie să intrați în rolul de lider și va fi ca un fel de bătălie, de conducere, să zic așa, pentru că voi sunteți forțați să rămâneți în energia masculină, această persoană deja este în energie masculină. Dacă voi intrați pe energie feminină, această persoană momentan, pentru că așa sunt lucrurile aici, această persoană are o imagine foarte distorsionată și energia foarte axată pe masculin și până într-un punct foarte negativ în care v-am zis energie aproape grotească, nu masculină, grotească și vă va răni foarte mult. Deci voi aveți două opțiuni.
ori rămâneți în energie feminină și sunteți răniți, ori treceți pe energie masculină și atunci va exista o luptă pentru conducere, să zic așa. Dar nu va fi ușor. O colaborare cu această persoană, sincer, ar fi extrem, extrem de profitabilă de ambele părți. Dar când zic colaborare, nu știu ce faceți voi aici cu această persoană, dar ceva este nevoie să se schimbe. Un grad de autoritate este nevoie să aibă fiecare dintre voi, dar de asemenea să existe și un grad de egalitate în toată situația asta. Dacă voi nu aveți autoritate pentru a provoca această persoană, atunci pentru voi situația va fi foarte dezamăgitoare. Dacă voi aveți suficientă autoritate cât să provocați această persoană, chiar dacă se va păstra o tensiune destul de importantă între voi, lucrurile pot merge bine și pot genera rezultate concrete și pot inclusiv să atragă o, cum să zic, o nouă inspirație. Da, pot atrage o nouă inspirație în viața acestei persoane, respectiv alinierea acestei persoane cu energia feminină și reabilitarea sa. Știu că sună ciudat și urât, dar da, cam așa ceva. Ok, nu toată, nu mereu etalările mele sunt drăguțe și cred că v-ați obișnuit cu chestia asta. Deci da, bun. Și vom trece la varianta numărul 3. Să vedem. Oba. Să vedem energia de la varianta numărul 3. Așa cred că asta mai bine. Bun, aici iarăși avem o persoană luptătoare, o persoană care simte nevoia să se apere chiar și atunci când nu este cazul. Este vorba de o persoană care nu cred că e în căutare de spectacol, dar e o persoană care este întotdeauna în căutare de noi provocări. Nu simt energia ca fiind spectacol. Deși pentru mulți poate să se vadă ca și cum ar fi lucrul ăsta, ca și cum persoana asta ar căuta prea mult să fie în fața tuturor și să fie un pic contra. Nu, e o persoană pur și simplu care caută provocări, e o persoană care caută să se ancoreze mai mult în aceste provocări decât în viața sa de zi cu zi. Intuiția acestei persoane poate să fie foarte puternică, în sensul în care această intuiție întotdeauna această persoană întotdeauna va ști cine îi vrea binele, cine îi vrea rău, cine este o piedică și cine nu. Cu cine ar fi bine să se asocieze și de asemenea aici cred că această persoană poate să-și dea seama de vibrația oamenilor, poate să fie pur și simplu din voce dacă persoanele sunt la distanță. Persoana se conectează foarte bine la alte persoane prin voce, deci bine, pentru unii poate să fie pur și simplu vorba că această persoană cântă, dar pentru alții că este foarte atentă atunci când alți oameni vorbesc. Este o persoană extrem de sensibilă la anumite zgomote, auzuri. Are un auz extrem de fin, pardon, asta am vrut să zic. Ce mi-a trasese atenția și la ce m-am focusat și am început să zic eu tâmpenii a fost pur și simplu faptul că această persoană poate să aibă un țiuit foarte specific pe care îl aude în urechea dreaptă. Uneori își poate simți urechea ca fiind oarecum înfundată. Nu cred că sunt. Nu cred că este atât de mult vorba despre o afecțiune. Deci nu cred că această persoană are probleme atât de mult de auz. Dar este ceva destul de specific în legătură cu urechea.
Mă rog, trecem mai departe. De asemenea, această persoană poate, pentru unii dintre voi, să cânte la trompetă. De ce nu? Această persoană este întotdeauna dornică să fie văzută, dar cumva de foarte multe ori această persoană poate căuta să împingă alți oameni în față pentru a fi văzută ea. Deci această persoană poate să fie foarte ușor o persoană care să fie, de exemplu, un impresar sau un fel de profesor de canto sau un fel de profesor de, nu știu, ceva care să scoată oamenii în față și să iasă și el în față odată cu acești oameni. Sau ea, mă rog. Dar persoana asta întotdeauna meșterește ceva, face ceva, întotdeauna creează ceva. Se orientează în prea multe direcții și nu reușește să-și găsească o cale. De foarte multe ori această persoană se oprește exact la ultimul pas înainte de a păși în prăpastie. Dar nu știu cât îi mai ține chestia asta, pentru că la un moment dat, sincer, aici văd ceva care trebuie să trezească această persoană. Și trezirea o să fie un pic de dură, trebuie să recunosc, dar va fi o trezire destul de importantă pentru această persoană. Bun, hai să vedem cine este această persoană. Ce vorbeam? De o trezire care va durea. O, da. Bun. Ideea este în felul următor. Cred că știți foarte mulți dintre voi cât de mult la curțile regale erau niște măscărici care aveau rolul de a spune lucrurile, de a le aminti uneori regilor că erau la fel de mortali ca toată lumea și că, mă rog, nu doar pentru că erau într-o anumită poziție, tot oamenii erau și le readuceau aminte de propriile lor defecte. Bun. Ce se întâmplă cu această persoană este că este în energia acelui măscărici, dar care pretinde să fie rege. Deci, da, această persoană poate să fie, să conducă ceva, poate să conducă o întreprindere, poate să conducă o afacere destul de recunoscută, dar de care această persoană niciodată nu este mulțumită de rezultatele sale. Dar nu văd deloc ca fiind această energie extrem de matură. Persoana asta e trigăruită foarte ușor. Când e enervată de ceva, toată lumea știe. Poate posta foarte mult pe rețelele de desocializare în momentul în care este nervoasă și povestește exact ce irită această persoană atât de tare. Și cumva caută sprijinul persoanelor din jur pentru asta. Prin asta, mă rog. Indiferent de vârstă, comportamentul e matur. Deci, da. Persoana este la distanță de voi, persoana fie că voi cunoașteți această persoană prin rețelele de socializare, fie că efectiv cumva locuiți la distanță de această persoană, dar ați întâlnit-o prin niște chestiuni destul de practice. Am încă o dată Marea Preoteasă. Încă o dată intuiția este aici. Dar ce se întâmplă cu intuiția persoanei? Pentru că este pur și simplu faptul că această persoană are o intuiție, este foarte puternică, este foarte cum să zic eu, exactă. Dar problema asta
problema cu această persoană nu este intuiția, problema este că are tendința de a-și duce propriile gânduri în locul intuiției și de a opera de acolo. De foarte multe ori această persoană are probleme în a despărți gândurile de intuiție și asta e singura chestie care o ține pe persoana asta mai mult blocată, pentru că altfel această persoană nu ar trebui să aibă foarte multe blocaje în a-și realiza obiectivele. Este o persoană care este dispusă să lupte pentru ceea ce vrea să obțină. Da, se poate împărți în foarte multe direcții, dar este o persoană care se poate ocupa de toate lucrurile astea, doar că are nevoie de mai mult ajutor decât are în acest moment sau decât este dornică să accepte că are. E persoana care încearcă pur și simplu să se țină ocupată, să se țină interesată de ceea ce face, doar că uneori lucrurile astea de acest sunt duse la extrem și atunci nu ajută foarte mult persoana. Bun. Atitudinea asta față de voi. Sincer, aici văd o contrariere, văd un argument, văd o dispută pe care voi o puteți avea cu această persoană, dar nu e ca și cum văd că este într-adevăr un învingător aici. Este ca și cum se încearcă să se vină cu două concepte total diferite și după voi vă certați că nu vedeți lucrurile la fel, cu toate că ambele modalități sunt corecte, ambele situații. Nu e ca și cum unul are o variantă mai bună sau celălalt are o variantă mai proastă. Nu e ca și cum, ceva se întâmplă sau există o diferență atât de mare dacă lucrurile merg în stânga sau în dreapta. Practic, rezultatul e același, indiferent de care e problema voastră aici. Dar aici este mai degrabă o energie de foc destul de puternică. E foc cu foc, practic, energia. Nu cred aici că este energia unei persoane, cum să zic. Nu cred aici că este energia unei persoane calme, nu cred aici că este energia unei persoane înțelegătoare, nici voi nu cred că sunteți extrem de înțelegători, că vreți sau nu vreți să acceptați chestia asta este cu totul altceva, dar sincer aici văd mai degrabă că v-ați găsit ca un fel de competitor și partea de competiție oarecum vă deranjează. Mi se pare inutilă toată partea de conflict, toată partea de contrariere, toată partea de argumentare, pentru că, din nou, nu văd din toată situația asta să iasă un învingător în stânga sau în dreapta. Cineva o să încerce cumva să sublinieze faptul că da, așa este cum consideră el și așa mai departe, dar realitatea îmi spune că nu neapărat va fi un câștigător din toată situația asta. Nu văd persoana asta neapărat să vă vrea binele, sincer, nici răul neapărat, dar este o situație în sensul în care voi sunteți foarte inconfortabili pentru această persoană. Persoana asta nu prea vă agrează atât de mult pe cât ați vrea voi să credeți asta, dar cred că deja știți chestia asta. Nu văd că persoana ar fi, nu știu, cum să explic. Efectiv, văd totul ca un fel de luptă de la egal la egal. Da? Nimeni nu câștigă, nimeni nu pierde, se păstrează o tensiune și cam aia este. Dar, sincer, voi internalizați destul de mult toată situația asta și vă deranjează destul de mult argumentele aruncate aici. Nu cred că vă simțiți ca niște pierzători, dar nici bine nu vă pică ceea ce se spune aici. Cel mai bine ar fi să, efectiv, să lăsați lucrurile așa și să nu mai puneți și voi paie pe foc, pentru că veți fi foarte tentați să faceți chestia asta, dar recomandarea ar fi să nu o faceți, pentru că efectiv este un consum de energie de ambele părți și de dreptul inutil.
Nu vă văd nici pe voi, nici pe persoana de care întrebați aici să fie într-adevăr o, cum să zic, dreptatea unuia sau altuia. Mi se pare foarte inutil. Bun. Încredere în această persoană n-aș zice să aveți 100%. De ce? Pentru că această persoană îmi pare să fie schimbătoare în, în sensul în care această persoană... Deci, atenție că aici această persoană se poate sfătui cu cineva, cu altcineva care să îi modifice aceste persoane, cum să zic... percepția asupra lucrurilor și perspectiva de câte ori dorește. Aici această persoană, când se consultă cu acea persoană, pur și simplu se schimbă la 180, chiar dacă voi ați ajuns la un argument, această persoană are întotdeauna nevoie de sprijinul comunității, de sprijinul unui prieten, sprijinul unei rude, ceva de această natură. Și acea persoană, de câte ori vorbește cu persoana de care vă întrebați aici, de atâtea ori se creează schimbări în ceea ce vrea să facă această persoană să, și argumentele cu care să vină. Ideea este în felul următor. Nu văd... Cum să zic? Gândiți-vă voi mai bine. Gândiți-vă voi foarte bine dacă are sens să vă implicați în toată situația asta sau nu. Și nu mă refer numai la conflict, aici e vorba de orice are legătură cu această persoană. Nu cred că energiile voastre sunt foarte compatibile în acest moment, în această secundă. Poate să fie pur și simplu un moment nepotrivit din perspectiva întâmplărilor din viața voastră și, de exemplu, o colaborare pe viitor, da, ar fi extrem de bună, dar nu acum. Acum este destul de dificil de traversat de ambele părți. Bun. Dar, sincer, cu persoana asta, dacă ați fi dispuși să lucrați sau să găsiți o, cum, nu știu, o altă metodă sau, nu știu, ori alt proiect, ori altă metodă, ori altceva, dar lucrurile trebuie făcute cumva diferit și nu este momentul pentru asta acum. Energia persoanei. Ok, asta ne-a ieșit deja. Hai să amestecăm mai bine în pachet, pentru că nu vreau energii repetitive, nu vreau, sper că n-ați ales foarte mulți două pachete pentru o persoană, pentru că sincer aici cred că sunteți câțiva care ați făcut chestia asta. Dar trecem mai departe. Secunde. Bun, aici avem de a face cu o persoană care comunică foarte mult. Aici este vorba de o persoană care este într-un parteneriat stabil, o persoană care se află într-o relație, o persoană care lucrează cu propria sa persoană, este o persoană destul de prinsă în teamă, este o persoană care se simte destul de ușor depășită de situație, este vorba de o persoană care este destul de temătoare, dar de foarte multe ori are grijă să nu se vadă atât de mult acest lucru, este o persoană care poate experimenta foarte mult anxietatea și gândul că nu se adaptează și asta poate să fie câteodată deranjant pentru această persoană. Aici această persoană consider că încearcă să-și atingă niște obiective foarte mari. Da, și aici această energie, dar de data asta obiectivele sunt parte din destinul acestei persoane. Deci această persoană ce obiective are, are niște idei destul de nebune și destul de ciudățele, aș putea spune. Dar sunt niște idei care vor veni în timp, sunt niște idei care sunt menite să facă parte din destinul persoanei. Nu cred că această persoană, pentru unii dintre voi o să vi se pare că această persoană efectiv se duce după cum merge vântul și ceea ce face este foarte vag sau ceea ce face este foarte
nu știu, în bătaia vântului, nu știu cum să explic chestia asta altfel. Dar nu e așa cum vedeți voi. Poate să fie faptul că această persoană are, a lucrat în extrem de multe domenii. Poate să fie pur și simplu faptul că această persoană a, nu știu, a încercat să facă parte din foarte multe comunități, dar nu s-a regăsit în niciuna. Dar e un motiv, e un scop pentru care lucrurile sunt așa. Persoana asta, ca și primă lecție, ca și importanță în viața acestei persoane, este să spună lucrurile clar, chiar dacă sunt inconfortabile, chiar dacă sunt dure, chiar dacă deranjează. Această persoană este ca și cum încearcă să atragă atenția acolo unde trebuie făcute schimbări pentru a crea ceva nou. Acolo unde trebuie să fie creat ceva nou, această persoană va crea și unde va trebui creat și această persoană nu poate face nimic, atunci această persoană atrage atenția exact spre acele probleme. Este destul de deranjant pentru foarte mulți chestia asta, dar cam așa văd energia. Aici vorbim de o persoană care, dacă ar putea, ar ține tot ceea ce ar face extrem de secret și nu ar comunica cu nimeni ceea ce vrea să facă, nu ar arăta nimănui nimic și când iese să iasă cu lucrurile gata rezolvate, gata făcute, ca printr-o minune, toate lucrurile să fie la locul lor. Lucru care nu neapărat este înțeles și plăcut de foarte mulți, trebuie să ne specificăm chestia asta. Doi de spade, nu știu dacă nu cumva l-am avut chiar la toate etalările, cu toate că am folosit pachete diferite, dar oricum la majoritatea dintre ele. Bun. Ce spune aici, avem de-a face cu o persoană care este ghidată, o persoană care nu are foarte multe planuri pe viitor, o persoană care nu știe încotro va duce viața. Nu e că nu știe, este vorba că, nu știu cum să explic chestia asta, simte, persoana asta simte, nu este ca și cum... Persoana asta n-ar simți că trebuie să facă ceva mai măreț în viața asta, dar nu poate, e ca și cum este dincolo de un zid, nu poate vedea, nu poate simți, nu poate atinge, dar există ceva în legătură cu această persoană care tot îi zice în minte, în sinea sa își zice această persoană, trebuie să fie ceva. Și într-adevăr va fi, dar cred că această persoană s-a orientat un pic greșit în momentul în care și-a ales, nu știu, ori locația în care este, ori vizibilitatea, ori ceva de această natură, pentru că această persoană s-ar putea să aibă nevoie să fie văzută de mai multă lume, iar în momentul în care această persoană s-a limitat foarte mult, a riscat destul de mult și în sens negativ, această persoană va fi nevoie să iasă mai mult în față și să conducă. În momentul în care această persoană, dacă nu are deja partener, atenție, dacă nu are deja partener, în momentul în care această persoană își va găsi persoana potrivită, această persoană va alege o nouă direcție în cariera sa. Nu neapărat că este o schimbare totală de carieră, dar efectiv există o schimbare, o diferențiere, o mișcare. Ceva se întâmplă acolo, ceva se mișcă, ceva se schimbă și această persoană se îndreaptă mai degrabă către persoanele care au mai multă nevoie de această persoană, dar efectiv acum această persoană are nevoie să știe mai multe despre persoana care are nevoie de ea, ceva de genul. E ca și cum această persoană are o idee vagă cu direcția în care trebuie să meargă și merge într-adevăr în direcția aia, dar cumva e orientată greșit. Un pic ciudat de explicat. Așa, bun. Energia persoanei către voi. Sincer, aici cred că această persoană se vede colaborând cu voi, se vede colaborând
având succes cu voi, dar decât din când în când, atenție că nici această persoană s-ar putea să fie destul de nemulțumită de modul în care voi alegeți să răspundeți la anumite lucruri și această persoană se simte de foarte multe ori împovorată foarte mult de voi și uneori are senzația că voi faceți chestia asta cu un anume scop, nu neapărat că, nu știu, așa este un parcurs sau ceva de genul, dar efectiv câteodată această persoană se simte ceva de genul, ok, acum ce mai vrei de la mine? E mai mult în energia asta. De asemenea, aici zice că această persoană încearcă pe cât posibil să vă... Nu e vorba de a vă citi, e vorba de a... Aș da seama... De cum vedeți voi toată această situație, pentru că, nu știu, aici, nu știu dacă voi nu cumva sunteți sau nu sunteți siguri în legătură cu ceea ce ziceți în legătură cu o situație, pentru că este ca și cum persoana asta are dubii în legătură cu voi anume, pentru că voi nu credeți ceea ce spuneți. Voi s-ar putea să credeți acum că într-adevăr credeți în respectiva cauză sau situație sau că ceea ce visați voi să faceți este ceea ce veți face, dar persoana asta efectiv vede că este altceva. Am luna și mare preoteasă, iar mare preoteasă mi-a ieșit destul de mult, dar atenție foarte mare că aici această persoană vede la voi ceva ce voi nu reușiți să vedeți și această persoană nu cred că vă spune direct pentru că își dă seama cam încotro ar trebui să mergeți, dar nu vrea să fie persoana care vă facilitează parcursul. Este bine să vă lase să dați un pic voi cu capul de pereți pentru a realiza destinația voastră finală, dar nu este, chiar dacă vede această persoană încotro, se duce, nu spune nimic. Voi simțiți și vedeți această retragere, această bătaie în retragere din partea acestei persoane și... Câteodată, efectiv, nu puteți avea încredere exact din cauza asta, cu toate că intențiile voastre sunt bune față de această persoană și această persoană nu are neapărat intenții negative, dar lipsa de implicare din partea sa și de a vă ilumina puțin și de a vă ajuta puțin vă face pe voi de foarte multe ori să vă puneți întrebări dacă într-adevăr persoana asta este bună în viața voastră sau nu. Sincer, ca și influență, aici aș zice că este o influență destul de pozitivă în mare și vă poate ajuta să vă regăsiți drumul, doar că asta nu înseamnă că va da, nu știu, o scurtătură sau ceva de această natură, vă va lăsa pur și simplu să vă izbiți și vă va ghida foarte vag. Este o ghidare foarte vagă pe care această persoană vă dă, dar cumva vrea să vă și testeze în același timp. Atenție că această persoană va căuta să vadă cum reacționați la diferite lucruri, ca să vă poată, cred că până la urmă să vă poată citi, da. Pe voi vă văd totuși ca și cum voi vedeți chestia asta și voi tăiați toate lucrurile de la rădăcină, nu îi permiteți persoanei să vadă nicio reacție din partea voastră. Încă o dată, tensiune există, dar, cum să zic, nu zic că persoana asta va fi cea care vă schimbă viața, cel mai semnificativ în viața voastră sau chestii de genul, nu. Dar e o persoană care are o parte de ghidare pe care o va face cu voi, doar că nu vrea să se implice atât de mult în chitarea voastră, cu toate că ar putea, cu toate că n-aș vedea niciun blocaj, dar efectiv este faptul că, ok, și de ce să fac asta până la urmă? Că pe mine nu m-a ajutat nimeni, trebuie să se descurce și singură și persoana asta. Cam așa vede lucrurile persoana asta. Deci, din nou, nu văd o răutate ieșită din comun, nu văd ceva că, vai, persoana asta vrea să vă minte sau, vai, persoana asta vrea să vă saboteze sau... Nu vrea să se implice foarte mult și nu vrea să se bage foarte mult în ajutarea voastră, dar nici nu vrea extrem de mult să vă încurce. Vrea cât de se poate, pe cât se poate viața sa să rămână lipsită de impacte semnificative. Da, cam asta ar fi. Bun, vă mulțumesc că mi-ați fost alături și să ne revedem cât mai curând. La revedere!